Bună ziua, domnul Marian Petrache, președintele liberal al Consiliului Județean Ilfov, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Petrache, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru și că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mai sunt doar două zile până când se va încheia această campanie pentru al doilea tur al prezidențialelor. Azi și mâine, de fapt. Azi și mâine, da, ultimele două zile. Pe ce scor se bazează PNL sau ce scor vrea să obțină de fapt PNL în turul 2? În mod normal, pentru a avea un mandat prezidențial puternic, ar fi bine ca candidatul nostru să obțină un scor în jur de minim 65%, 60% și spre 65%. Un scor destul de mare. Pe ce voturi vă bazați? Pe voturile liberalilor, pe voturile electoratului de dreapta, USR, PMP, UDMR, oameni care votează tradițional cu aceste partide și care în turul 2 la alegerile prezidențiale de regulă au votat cu candidatul de dreapta. UDMR încă nu a anunțat o linie anume pentru votanții săi. N-a anunțat o linie anume, dar ne uităm la anii, la alegerile anterioare, observăm că, în general, populația de etnie maghiară a votat cu candidatul de dreapta. Că a fost el Klaus Iohannis, că a fost el Traian Băsescu, a votat cu dreapta. Vă așteptați ca prezența în turul 2 să fie mai mare decât în primul tur? Am văzut, spre exemplu, că la Ilfov a fost o prezență, cea mai mare prezență, de fapt, din țară. Am văzut că tot și media și clasa politică îndeamnă românii să iasă la vot pentru că este foarte important să ieșim la vot. Ține de cât de mult se mobilizează cele două echipe. Iar eu cred că și echipa PNL și echipa PSD sunt mobilizate pentru aceste alegeri. Chiar și așa, cu refuzul președintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere, am văzut că mass media s-a alarmat puțin, s-au încins puțin spiritele, cel puțin în mediul online, după refuzul președintelui de a participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, care este candidatul PSD în turul 2. E de înțeles interesul mass mediei pentru o dezbatere, dar am văzut cele două conferințe, dezbateri, cum vreți, cele două dialoguri ale candidaților cu presa și poate v-ați dat seama că nu se știe dacă dezbaterea asta între cei doi ar fi adus ceva suplimentar. Nu cred că ar fi adus ceva în plus. Dar ar fi normală pentru un tur 2, așa cum am fost... Normalitatea este cea pe care o creăm noi. Nu credeți că va pierde Klaus Iohannis sau nu se așteaptă PNL să piardă din electorat pe baza acestui refuz? Din ce punct de vedere mă întrebați? Din punct de vedere al membrului PNL, categoric? Din punct de vedere al categoric membrului PNL. Nu mă aștept la așa ceva. Dacă mă întrebați... Simplu, din punct de vedere al cetățeanului Marian Petrache. Exact. Cetățeanul Marian Petrache, discutam cu prieteni. Fiecare om are calități și defecte. Nu există om care să fie perfect sau să fie om care are numai defecte. Unii oameni au calități aparte. Sincer, Klaus Iohannis este prezidențiabil. Viorica Dăncilă nu are această calitate. Poate că are alte calități. Dar nu are această calitate, nu are calitatea de lider. La Klaus Iohannis simți că transmite până toți sporii această calitate de lider. Și că e prezidențial. Dar ce-l recomandă pentru al doilea mandat? Păi exact. Pe Klaus Iohannis. Îl recomandă ceea ce a făcut în primul mandat. Exact ce a sesizat cineva și cred că el a fost primul lucru pe care l-a făcut foarte bine, cel de paznic al democrației. Jandarm al democrației și așteptăm să vedem și cealaltă față în cel de doilea mandat de constructor, exact cum spunea chiar candidatul. Multă lume reproșează actualului președinte că nu a comunicat prea mult în primul mandat. Inclusiv Klaus Iohannis la dezbaterea pe care a făcut-o a spus că îi pare rău că nu a comunicat mai mult, dar în mod sigur în cel de doilea mandat va comunica mai mult. În general, un om politic trebuie să comunice mai mult, trebuie să facă lumea să înțeleagă ceea ce vrea să facă, să-i facă părtași la proiectele lui. Ori asta poți să o faci numai dialogând.
Cum spuneam, marți seara au avut loc două dezbateri, una candidatului PSD la prezidențiale, Viorica Dăncilă, și alta candidatului PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis. Cum s-a văzut la Partidul Național Liberal dezbaterea organizată de Viorica Dăncilă? Ați văzut și jurnaliștii, dar și membrii PSD, chiar dacă nu o spun cu vorbe, îi simți din atitudine. Miza PSD-ului nu este să câștige alegerile prezidențiale. Miza PSD-ului este să facă un scor bun, adică un scor cu 4 în față, astfel încât să le dea perspective pentru viitoarele alegeri locale și parlamentare. Cred că 99% din, dacă nu mai bine, din activul PSD, conștient de faptul că Viorica Dăncilă nu va putea câștiga aceste alegeri prezidențiale. Iar conferința care a făcut-o Dăncilă, cred că a făcut-o doar cu scopul de a-și menține baziunea electorală și de a lua un scor cât mai bun. Nu o să câștige. Nu o să câștige alegerile? Nu. Nu are cum. Nu are calitățile necesare. Dar ce v-a atras în mod excepțional atenția la această dezbatere a Viorica Dăncilă? A făcut și câteva gafe de... Adică ne-am obișnuit cu gafele. Și v-am mai spus, nu trebuie judecat oamenii pentru, neapărat pentru ceea ce nu pot face. Ține de ei să-și dea seama ceea ce nu pot face, adică să nu te duci în penibil, pentru că nu e un om care să fie perfect, să aibă numai calități. Poate că doamna Dăncilă are alte calități, nu are această calitate. Ce alte calități? Eu știu, nu știu, că poate că are alte calități. Nu am stat să caut calitățile doamnei Dăncilă. Dar cred că orice om are calitățile lui, nu se poate să n-aibă o calitate. PSD a anunțat recent, prin vocea doamnei Viorica Dăncilă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului de finanțe, domnul Florin Câțu, care știm că nu a trecut nici la comisie atunci, de când au fost comisiile, audierile în comisii. Uite, vedeți, și-a ales o altă țintă, poate, spun, mai nimerită. Și-a dat seama că bătălia cu Klaus Iohannis este prea mare și a coborât puțin. Da, este face parte din acest test? Ce anume? Dacă este pregătit PNL să treacă peste acest test. Care test? Moțiunea simplă, care am înțeles că va fi depusă la începutul săptămânii viitoare împotriva ministrului de finanțe. Să vedem, să dezbatem puțin motivația. PSD-ul face acțiunile acestea tocmai ca trebuie să-și țină publicul în priză. Dacă vă aduceți aminte, Dăncilă a anunțat acum ceva timp că în februarie PSD-ul va depune o moțiune de cenzură. Vrea să țină suporterii aproape, în speranța, dându-le speranța că pot reajunge la guvernare. Acum a ales țintă ministrul de finanțe și fac același lucru. Nu e o acțiune cu un scop, cu alt scop decât menținerea simpatizanților ei, suporterilor ei strânși. Dar de ce domnul Florin Cățu și nu al ministru? Să fie oare din faptului că acesta a făcut o conferință de presă, ne amintim săptămâna trecută, unde a devoalat așa exact. Nu dai găurile. Nu dai cu pietre în pomul fără fructe. Dai cu pietre în pomul care are ceva fructe, ca să aibă efect. Au ales ministrul de finanțe pentru că Ministerul de Finanțe este un minister cu rezonanță, un minister de la care poți scoate ceva. Și este pregătit totuși PNL să treacă peste acest test? Bineînțeles că da. În definitiv au trecut 2 săptămâni de zile. Cât? Nu? Aproape 2 săptămâni de zile de la instalarea guvernului. Nu cred că PSD-ul poate să facă ceva. Sunt acțiuni politice pe care le înțeleg. Da, da, totuși PSD are majoritate la Senat. Are 69 de voturi. Atunci pot să vă răspund altfel. După cum știți, moțiunea simplă e... Consultativă, cum ar veni. Da, da, exact. Deci, e o acțiune de imagine. Și n-are de gând Ludovic Orban să înțeleg să-l demită după... Păi nu, dar dacă trece ce motiv am avea noi toți să judecăm greșit actualul ministru de finanțe când nici n-a avut timp să ia primele măsuri? El acum este la momentul în care face evaluarea bugetară, evaluarea finanțelor publice românești. Am înțeles într-o conferință a doamnei Turcan că
și-au propus, actualul guvern și-a propus, liberal și-a propus ca până la sfârșitul decembrie, cel mai târziu, să vină cu propunerea de buget. Iar asta e o chestie foarte serioasă. Și spun lucrul acesta mai ales eu care fac administrație. Da, știu că recent vă plângeați că nu prea sunt bani la Consiliul Județean Ilfov și că nu au fost împărțiți banii pe criterii politice, spuneați dumneavoastră. E altceva. Consiliul Județean Ilfov, din fericire, are fonduri. Bineînțeles că ne-am dorit și mai multe fonduri. Noi accesăm foarte... Am accesat și accesăm foarte multe linii de finanțare europeană pe toate domeniile pe care noi avem acces. Deci vă bazați și pe fonduri europene? În primul rând, marile proiecte de dezvoltare le facem cu fonduri europene. Aduceți-vă aminte că noi am dat în judecată Ministerul Fondurilor Europene pentru că ne tot amâna cu proiectul cel mai mare care l-avem astăzi, proiectul de finanțarea proiectului Apă și Canal la Ilfov, 311 milioane de euro. Deci și așa este? S-au acordat banii pe criterii politice, cum spuneați dumneavoastră? Nu, banii europeni nu pot fi acordați pe criterii politice. Nu banii europeni, banii de la bugetul statului. Banii de la bugetul statului, da, o să vedeți că sunt județe care au finanțări mult mai mari, iar Ilfov au avut finanțări mult mai mici din punctul de vedere, adică pe vestitul PNDL. Și cum vă descurcați cu banii pentru investițiile? Încă o dată spun, din punctul de vedere, noi am trăit pe investiții în primul rând din fonduri europene, adică și drumurile județene, și proiectele de dezvoltare, apă și canal, dar și proiecte mai mici. De exemplu, reabilităm două monumente, două mănăstiri, Căldărușean și de la Sitaru, cu fonduri europene, în jur de 8 milioane, 4 milioane și ceva de euro pe fiecare mănăstire. Este un proiect început? E în desfășurare. Și când se va finaliza? Aveți un termen? După cum știți, circuitul acesta financiar e valabil până în 2023, N plus 3, adică 2014-2020 plus 3, 2023. Până în 2023 trebuie să cheltuiești banii. Sunt convins că îi cheltuim mult mai devreme. Ce alte proiecte aveți în plan? Păi în mandatul ăsta am finalizat finanțarea pe apă și canal, proiect de aproape 100 de milioane de euro și am dat drumul la al doilea proiect de 311 milioane de euro. Acum două zile guvernul a aprobat hotărârea de guvern prin care se stabilea contribuția tuturor autorităților la contribuția financiară tuturor autorităților la aceste proiecte. Eu chiar o să plec pe 4 la Bruxelles să vorbesc despre acest proiect. Noi avem aprobarea, am semnat contractul cu Ministerul Fondurilor Europene și vreau să văd când ne dă liber la cheltuirea banilor de la Comisia Europeană. Deci plec pe 14-15 pentru acest proiect și bineînțeles că voi discuta și celelalte două proiecte mari care le are Ilfov, Parcul Științific de la Măgurele și Intermodalul de la Marea Vlăsiei, cu care am fost luna aceasta la München și le-am prezentat. Și ce reacție ați primit? Reacția a fost foarte pozitivă. Dar vine iarna. Ne suntem pregătiți? Vrem, nu vrem, vine. Dacă vreți, cu un ochi sunt, cu un ochi râd, cu un ochi lăcrimesc puțin. Pentru că e nevoie de apă în agricultură și pentru că îmi place agricultura. Cu celălalt, sunt bucuros pentru că am avut timp să lucrăm la proiecte. Noi suntem cu lucrări pe mai multe drumuri județene și faptul că timpul ne-a permis, asta a fost foarte bine. Sau cu dezăpezirea? Cu dezăpezirea discutam cu doamna director de imagine. Am făcut o vizită săptămâna trecută. Noi am dat termen până pe 15 noiembrie firmelor care au în serviciu perioada de iarnă să vedem dacă au stocurile pregătite, dacă sunt montate GPS-urile pe utilaje, pentru că noi îi transmitem în timp real și fiecare cetățean de Ilfov poate să urmărească pe unde sunt mașinile care fac dezăpezirea și firmele sunt pregătite. E okay. Deci suntem pregătiți, poate să vină. Eu, din punctul meu de vedere, la Ilfov, nici în anii trecut, sper că n-ați auzit ceva rău de Ilfov. Noi n-am avut probleme. Să sperăm că nici anul acesta. Și eu sper la fel. Domnule Marian Petrache, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă așteptăm cu mare drag alături de noi.
Seară bună. Vă mulțumim.